Locurile aglomerate sunt cele mai riscante zone când vine vorba despre o posibilă infectare cu noul coronavirus. Tocmai de aceea autoritățile recomandă respectarea măsurilor de protecție în contextul crizei sanitare, doar că de la teorie până la practică este cale lungă. În autogara Constanța, purtarea măștii sub bărbie este o normalitate. Doar când observă camera de luat vederi, călătorii o așează cum trebuie. Și, bineînțeles, scuzele sunt la ordinea zilei. Am probleme cu sănătatea eu, deci așa și de-aia nu am ținut-o. Acest domn este din Ostrov. Nu prea pune în practică regulile, chiar dacă le cunoaște. Cum vă protejați dumneavoastră în această perioadă? Deci, purtând masca și... În primul rând că trebuie să urmez indicațiile care sunt date de Ministerul Sănătății. În gară, o situație similară. Scuze atunci când cineva este prins pe picior greșit. Am fumat. Am fumat o țigare. Ceilalți călători sunt conștienți că regulile nu sunt respectate de toată lumea. Chiar și acum când Constanța înregistrează pe zi ce trece tot mai multe cazuri de infectări, masca este în unele cazuri un accesoriu. Câte unii poartă, unii nu poartă. Pe lângă regulile impuse la nivel național în contextul pandemiei de COVID-19, călătorii care aleg să meargă cu trenul sunt sfătuiți să mai țină cont și de alte aspecte. Călătorii sunt sfătuiți să-și cumpere biletele online, iar în cazul în care și le achiziționează din gară, este recomandată plata cu cardul. În municipiul Constanța, rata de incidență a trecut de 8 la 1000 de locuitori, iar autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte regulile și să fie prudenți.